Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Picătura Verde, emisiunea în care vorbim despre sănătate picătură cu picătură. Invitatul meu de astăzi este medicul Monica Spânu. Bine v-am regăsit! Bine v-am regăsit și eu! Și povestim astăzi despre piele. E un subiect atât de frumos, mare și delicat. Și vast, în primul rând. Da. Așa să vă gândiți la piele, că este, chiar dacă nu pare, cel mai mare organ al corpului. Este principalul organ de detoxifiere, se și numește al treilea rinichi. Pielea când se îmbolnăvește, de multe ori înseamnă că ceva în interiorul corpului s-a întâmplat și este destul de greu de diagnosticat, de fapt, ce s-a întâmplat și să știm ce să facem. Dermatologii nu au muncă deloc ușoară. De multe ori, dermatologii ar trebui să conlucreze cu alte specialități pentru a-și da seama care este de fapt problema. Da, este obligatoriu, mai ales că de multe ori este tentația, orice apare pe piele, dăm cu cremă, să dispară, să mascăm, fiindcă nu arată bine, fiindcă ne speriem când iese ceva pe piele. Aceasta este destul de greșit, pentru că majoritatea problemelor de pe piele înseamnă că organismul vrea să se detoxifice, să elimine ceva. Noi trebuie să ajutăm acest lucru. Pacientului nu-i prea convine, pentru că atunci durează mai mult vindecarea și, din contră, se poate agrava momentan, fiindcă eu, pe acea cale pe care organismul în istețimea lui o găsește, încerc să elimin ceva. Am întâlnit cazuri în care, tratând o eczemă, inhibând-o, curățând frumos pielea, a apărut o problemă în interiorul corpului, un astm bronșic, o patologie renală, o patologie hepatică. Deci boala, dacă o tratez superficial și o inhib, e împinsă în interiorul corpului. Pielea fiind atât de mare și atât de superficială, e la vedere, e un semnal de alarmă. Dacă apare ceva pe ea, în primul rând trebuie să am grijă să detoxific organismul. Și trebuie să fim atenți la fiecare bubiță care apare? Nu chiar, nu trebuie să exagerăm. Pielea e și puternică de felul ei. Are două funcții foarte importante, în mare sunt mai multe. Una este aceea de protecție. Da, pielea este cea care vine în contact cu tot ce înseamnă agent exterior și își face treaba foarte bine, ține la distanță. Apar iritații, mici leziuni, nu înseamnă că sunt lucruri grave, înseamnă că așa reacționează la ceea ce ne înconjoară și vine în contact cu noi. Și de asemenea, pielea reglează foarte mult din tot ceea ce se întâmplă în organism. În primul rând, intervine în termoreglare. La nivelul pielii sunt acei receptori cutanați, stimul pentru frig, cald, apăsare, durere, presiune, atingere, foarte importanți, de fapt, în viața noastră social-emoțională. Deci pielea are și acest rol social și ne reflectă de asemenea emoțiile, mânie, frică, furie, bucurie, toate se văd pe chipul nostru pe piele, în culoarea pielii, în temperatura ei. Glandele sudoripare lucrează din timp, din greu și emană anumite mirosuri în anumite momente. Deci vedeți cât de complexă este de fapt pielea. Iar atunci când apare o leziune pe piele, aproape obligatoriu, dacă nu trece, mă duc la dermatolog să-mi pună întâi un diagnostic clar și de-abia apoi încep să tratez cu adevărat o leziune la nivelul pielii. Vorbiți-ne puțin despre îngrijirea pielii, pentru că noi avem tendința doar să o hidratăm și atât. Și e bine și dacă facem asta în mod corespunzător și suficient. Aș începe să spun în primul rând că o îngrijim prea mult și incorrect. O spălăm prea des, o spălăm cu produse foarte puternice care dereglează stratul lipidic superficial, ceea ce îl face sensibil și este atacat mult mai ușor de către microbi. Deci dacă vrem să îngrijim pielea, da, ne hidratăm corespunzător, ceea ce înseamnă cu apă alcalină uneori, cu apă cu lămâie, în niciun caz cu sucuri acidulate, da, deci trebuie să avem grijă ce bem ca să fie o hidratare corespunzătoare. Dacă vrem să avem o piele curată, suplă, tânără, elastică, așa în formă și tânără, multe lucruri sunt importante. Alimentația, pentru că vitamine, minerale, avem nevoie să le luăm pe gură, să le ingerăm, nu prin cremele pe care noi le punem pe piele. E important somnul. Bunicile noastre aveau somnul de frumusețe, ceea ce înseamnă că pielea, ca să se odihnească, noi avem nevoie de un metabolism sănătos și avem nevoie de un somn corespunzător. Avem nevoie de o detoxifiere periodică la nivelul pielii, mai ales pentru persoanele care au piele sensibile și fac ușor leziuni la nivelul pielii, deci să nu uităm detoxifierea. Fumatul, de exemplu, este foarte dăunător pentru piele, degradează, îngălbenește pielea, o deshidratează. Apoi, doamnele care folosesc foarte multe cosmetice, de asemenea au nevoie de o îngrijire mai atentă, zilnică și de o regenerare constantă a pielii, pentru că, de fapt, machiajul ne înfrumusețează, dar ne și atacă. Și trebuie să avem grijă și la acest aspect, ne atacă pielea.
Știu că în gemoterapie sunt foarte multe produse care ne ajută să ne păstrăm o piele sănătoasă. Multe și ne ajută eficient. Îmi place foarte mult acest capitol pentru că multă lume, luând medicamente chimice alopat, rezolvă pe moment problemele care revin. Revin la nivelul pielii sau, cum am spus, revin undeva în interiorul pielii și a avea un tratament naturist eficient pentru leziunile pielii e o mare bucurie și o mare satisfacție medicală. O să enumăr câteva dintre cele mai importante, nu pe toate. Didactic, cumva, de așa este de ajutor și aș începe cu extractul din mlădițe de cedru. Nu e un copac de pe la noi, dar e de foarte mare ajutor. Orice înseamnă deshidratare, uscare, îngroșare la nivelul pielii, începând de la piele excesiv deridată și îngroșată, bătături la nivelul căruia de asemenea pielea este foarte îngroșată, cornificată, lichenificată în termeni medicali. Tot ce înseamnă eczemă, dermatoză cronică, uscată, lichenificată, psoriazisul beneficiază de aceste mlădițe de cedru. Deci o să-l găsim în foarte multe asocieri recomandate pentru leziuni uscate și îngroșate la nivelul pielii. În contrapunct, față de mlădițele de cedru, sunt mugurii de ulm, tot ce înseamnă supurație la nivelul pielii, vezicule la nivelul pielii, herpesul, de exemplu. Da, deci orice eczemă dermatită care supurează beneficiază de ulm. Dacă supurează și există și puroi la acel nivel, există un al treilea gemoterapic, extractul din muguri de nuc. Un gemoterapic holistic, foarte complet, complex, important, care este un antibiotic în gemoterapie pe piele și pe mucoase. Un al patrulea și poate totuși cel mai important la nivelul pielii ar fi extractul din muguri de platan. De ce e important? Tot așa, un arbore care există și la noi, nu este chiar autohton. Platanul este un antiinflamator și un drenor cutanat excepțional. Orice leziune la nivelul pielii are ca substrat fiziopatologic inflamația. De aceea un gemoterapic cu rol țintit antiinflamator e necesar în orice leziune la nivelul pielii. Să vedem câteva. Acnee. Acnee de orice formă care face ravagii, mai ales la adolescenți, se tratează foarte bine cu mugurii de platan. Bine, în asociere cu alte produse, dar platanul este de bază. Urticarie de diferite forme, eczeme, dermatite, de asemenea, de orice forme, de pigmentări pe piele, vitiligo. E o boală care se tratează foarte greu alopat. Nu știu dacă cunoașteți cum arată platanul. Există o simbolistică în ceea ce privește arborii și la ce îi folosim. Platanul, scoarța de platan, efectiv are depigmentări pe ea. Exact așa cum arată vitiligo pe pielea unui om și, vedeți, folosim la lucruri asemănătoare. Acesta este simbolismul în biologie, în medicină. La ce mai folosim platanul? La afecțiuni la nivelul pleoapelor și aici sunt foarte multe și opțiunea de tratament este doar de antibiotic în alopatie, plefarită, adică inflamația marginii pleoapelor se tratează foarte bine cu platan și cu nuc, fiind o problemă infecțioasă și nucul este un principal antiinfecțios și antibiotic. Orjeletul, se mai numește ulcior sau urcior și facem frecvent așa ceva, este tot o problemă de lipsă de igienă, o problemă de infecție microbiană și acolo merge platanul foarte bine, de asemenea cu nucul de care tot vorbeam. Aceasta este o inflamație acută, dar dacă se cronicizează apare șalazionul. Șalazionul este o mică tumoretă, se simte la nivelul pleoapei. O babă de orez sau o babă de mazăre este nedureroasă, aceasta e caracteristica lui, dar recidivează și de cele mai multe ori ajungem la tratament chirurgical. Ei bine, scăpăm de acest tratament chirurgical dacă folosim o asociere de platan cu smochin. Vedeți deja în câte afecțiuni putem folosi extractul din muguri de platan. Mi-ați atras atenția cu acneea. Acneea este o problemă care nu se întâlnește doar la adolescenți, ci la aproape toate vârstele. Da, are foarte multe caracteristici, foarte multă etiologie, dar se poate trata bine cu gemoterapice și am să menționez o asociere de gemoterapice care merge foarte bine pe acnee, pe care o regăsim în Polygema 13, piele detoxifiere. Conține platan, nuc și sevă de mestiacăn și foarte mult am tratat și adolescenți și persoane adulte pentru acnee de diferite forme, rozacee, de diferite forme de acnee cu această asociere, Polygema 13, piele detoxifiere. De fapt, orice problemă pe piele aș avea, până când apuc să mă duc la un medic, recomand această Polygema piele, care întreține sănătatea pielii, reglează secrețiile pielii, sprijină procesul natural de detoxifiere la nivelul pielii și o pot folosi în tot ce am pomenit până acum, practic.
Pot să folosesc vara foarte bine pentru protecție când fac plajă și atunci o asociez cu smochin. Smochin dimineața 2 ml, poligema piele 2 ml după masă și seara, o lună de zile putem să folosim și asigurăm o protecție eficientă la nivelul pielii. Sau când avem probleme, o piele inelastică, lipsită de strălucire, după ce am făcut o cură de slăbire, atunci realmente este benefică această poligema piele pe care pot să folosesc una, două luni de zile. Este vară, este cald, transpirăm abundent. Avem o soluție din partea naturii? Este eficientă aceeași poligema piele pentru că îmi intervine și pe glandele sudoripare. Aici merge bine asocierea cu tinctură de salvie. Dar, în plus, să nu se consume grăsimi, să nu se consume alimente cu zahăr, pentru că acestea favorizează și acidifierea organismului și o transpirație mai abundentă. Să ne hidratăm corespunzător. Tot problema de sezon ar fi transpirația picioarelor, pentru că e cald, stăm mult timp încălțați. Ne poate ajuta aceeași poligemă? Merg și anumite remedii homeopate pentru că e o caracteristică a persoanei și trebuie schimba ceva mai mult în metabolism. Și trebuie foarte mare atenție cu ce fel de pantofi ne încălzăm, pentru că reacția aceasta apare la anumite materiale, nu la toate. Vă mulțumim foarte, foarte mult pentru toate informațiile minunate pe care ne-ați oferit astăzi. La revedere! Să ne revedem cu bine!